Vreau să vă arăt și vouă cum, iată, piciorul este ea, trebuie de unit aici, iată, vedeți, iată este ea, trebuie de, aici sunt două gauri, și iată în gaurile astea le băgăm și, ies prin partea asta, după cum vedeți, iată aici, este un buzunăraș, și iată aici, spate de piuliță de învârtit, cum îi zicem noi moldovenii, gaica, și iată acum, pe unul deja l-am pus, iată pe ăsta l-am învârtit, amuș, îl punem pe a doilea și el deja se ție. Și luăm piciorul. Iată amuș, încercăm. Ia să vedem, și a primit. Iată așa, ia. După cum am spus, aici ea trebuie pus aici, la aici gaure, acum miring. Nu-i jos, uleacă. Împreună. Și a doua, am două dată trebuie băgat. Nici nu îmi doresc. Aha, frumos. Iată așa. Punem pe ulița aia asta. Iată aici sunt două, așa, buzărașul ăsta. Iată aici ne vătim. Iată e deoparte, aici la dâns tot, tot se vinde deoparte în cutie. Nu poți să-l aduci nici într-un caz. Uite aici punem a doua pe uliță. Buzunărașul. Uite pe buzunărașul. Nu așa. Așa. Nu e chiar comod, dar n-ai și faci. De obicei, la noi în Moldova, iată eu, dulap și la care vedeți aici la mine în casă, alt, am cumpărat 2 ani în urmă. Și am hotărât eu să-l fac singur, dar n-am putut. Foarte mult de lucru. Și am chemat un meșter de la magazinul care l-am procurat. Și eu n-am fost acasă, dar soția mi-a spus că meșterul a lucrat undeva 3 ore. Dacă nu mă greșesc, sau 4 chiar ore, cu instrumente, cu toată avea lui, până a făcut ea. Dar lucrurile, tucul ăsta, cu modele și mai am eu pe aici măsuțe, miticuțe, ca alte lucruri, scaune am cumpărat eu. La este eu singur le-am adunat. Ia ca așa, asta e gata. Mă duc să duc cu chei. Sunt vârmați prieteni, azi la mine este o zi de odihnă, este sâmbătă și atât eu vreau să vă arăt ceva. Eu sunt acasă și azi am de lucru mai mult pe acasă și vreau să vă arăt și vouă ceva interesant. Pentru părere, din partea părerii mele. Iată, am cumpărat un divan, iată așa arată, dar cu părere de rău, el este desfăcut. Și eu azi trebuie să mă apuc să-l adun, să-l fac, cum s-ar zice. Dar nu știu dacă s-a primit, eu de obicei tătă mobilă care o cumpăr, e tătă este în cutii și eu de obicei fac singurul. Câtă mobilă am cumpărat, care mi-e ușoară așa, eu o adun singur. Și iată, astăzi iar sunt singur acasă și mă gândesc să o fac eu singur. Nu știu dacă s-a primit, dar încercăm. Și câteva momente pot voi arăta și vouă. Până când începem, iată de aici. Iată astea două. Băcata asta trebuie de unit la picioarele cele. Iată la asta. Iată așa. Și cu șuruburi. Și amuși ne apucăm de lucru. Și vă arăt dacă s-a primit. Dacă nu s-a primit, îl aștept pe ginerile meu să mi ajute. Eu până când încep să îngrofa și lucruri. Iată, mai pus o scândură aici. Undeva la o 10% eu cred că am făcut. Dar nu mai mult. Până când mă gândesc cum mai departe să procedez cu divanul ăsta. Cam problematic, oleac, nu știu cum spun, plânșile este metalul, este tot chestia asta, trebuie de gândit. Planul n-al am, cum se face el și cam greu. Iată deja, o parte l-am făcut, după cum vedeți, a durat undeva 10 minute, picioarele am pus, spiteaga am pus-o de urmă, acum ne apucăm din ceva dintre astea, dar nu știu cu ce să încep. Amuș, mă gândesc și
Vă arăt vouă cu ce începem mai departe. Iată, stimați prieteni, a ieșit afară, divanul l-am lăsat să vie ginerile și cred că l-am strânge împreună, dar până când nu stau geaba, m-am apucat de pom de curățit. Și iată, în sfârșit l-am curățit și pe ăsta de prune. Iată așa arată, dacă cineva se pricepe mai bine, puteți să înscriți, să-mi faceți observații, că nu corect l-am curățit. Iată, dacă ne uităm de mai departe, aici la mine sunt doi pomi, unul este de mere și unul este de prune. Și i-am curățat pe amândoi. Și acum mai am unul, dacă observați, mititel, de cireș. Și probleme am eu în tot anul. Aici de mere, în fiecare an sunt umiți și le mănâncă complet. Cireșele parcă nu. Îmi vedea anul ăsta, dacă nașe îngheț, după aceea se dă floare, de obicei, după floare ei înceapă să îngheață câteodată noaptea, dar sperăm anul ăsta să nu fie așa. Și iată că am într-așa mod încurățat eu toți pomii. Acum mă uit că am de lucru, ho-ho-ho, crengile astea trebuie să le tai toate și le pun acolo la grămadă și pe urmă îmi face, cred eu, frigărui. Până când mă apuc de lucru, totodată fac și mâncare și copaci curăț și multe, multe, multe. După cum vedeți, a început să strâng divanul ăsta și singur nu pot, este foarte greu, el este greu și s-a lărdit dintr-o parte și dintr-a doilea parte, dar eu sunt singur acasă și am hotărât, jumătate l-am strâns, dar am hotărât să aștept pe ginerile meu care este la oraș și poate cumva împreună luăm strânge noi în vidie. Până când mă duc afară să mă ocup cu alte lucrări de primăvară. Punem vă doi chiperi, dacă așa, mie îmi place cu chiper negru, așa. Știm că prea mult am pus-o. Am s-o primit uscate, dar așa e. Îs bune. Sare normal, numai unică lucru că o leacă suscate. Trebuie să mai pun niște apă, dar asta l-am data viitoare. Îs bune. Vă doresc și vouă la cei care au masă, poftă bună, pentru că este masa și o zi fericită. În casă este masa și vreau să plec să iau masa. Și poate vă arăt și vouă și mâncare am făcut eu azi. Aici la mine e bucătăria. Iată mâncărica mea. Mâncărica. Ia uitați-vă și mâncărica fac eu azi. Vedeți? Fasole. Fasole de la piață. Le-am prăjit frumos și acum le mâncăm. Fasole la noi, prietenii de România iubesc fasole, eu de câte ori am fost, sunt prietenii mei, spuneau că fasole cel mai bune din raționul românesc și a Moldovei tot la fel. Iată, mă pun și iau eu masa. Și vă doresc vouă poftă bună.
Și-au primit ca muscate, dar eu le-am făcut cum îmi plac mie. La alții poate nu le plac fasoli uscate, dar eu iubesc mai uscate. Pui grapă, pui apă și se mai fiarbă. Iată așa. Ajung. Stimați prieteni, cu câtva timp în urmă am promis că vă arăt tot procesul cum adun divanul. Iată divanul și al carieri, uitați-vă. Dar cu părere de rău, eu l-am adunat, l-am strâns cu ginerile cum am promis, dar vă spun cinstit, am uitat să filmez cum îl strângem noi. Cam aproximativ vreo jumătate de oră ne-am chinuit așa, nu știam cum, și dintr-o parte și din alta și cu toate chestiile care am avut probleme, dar în sfârșit l-am făcut. Și iată așa arată divanul care l-am procurat recent. Ia că uitați-vă cum arată divanul. Iată așa. Vedeți? La mine și a fost un divan foarte vechi, mă tincă dacă nu mă greșesc, avea vreo 25, dar poate 30 de ani, nu mai țin minte precis. Speciala care a fost, l-am luat de la cineva vechi, la mine are undeva 25 de ani și la domnul care mi l-a dat mie tot, cred că câțiva ani, nu, eu cred că vreo 30 de ani și al puțin are. Dar în sfârșit l-am zvârlit și iată am cumpărat altul nou și vă arăt și vouă. Iată așa, l-am strâns. Foarte comod și ușor, nu vă arăt. Eu sunt bucuros că mi-am luat așa divan. Ceea că de aici sunt două mânieri. Unde? Mamă dracu, îmi găsesc. Bine, cu asta. Iată așa faci foc. Ia uitați. Opa. Ia. Opa. Vedeți? Uitați-vă ce interesant. Aici nu merge de motivul că este. Ridicăm în sus. Aici e de pșina la covor. Îl trebuie să moară. Dar, în general, uitați-vă. Opa. Foc. Iată așa. Iată așa divan. Se desface, poți să dormi pe dâns, foarte comod. Și încă vă mai arăt un lucru. Ia uitați-vă. Și mai are el încă. Ia uite aici. Îl punem înapoi. El merge automat. Dar aici, ia uitați-vă ce are. Ia uitați. Ce interesant. Are cutie special pentru pus haine. Iată vă arăt. Iată, vedeți? Ia uitați. Poți spui o grămadă de haine. Este foarte comod, adânc. Ia câte-le. Iată așa arată. Lada lui de pus haine. Are toate pricindarele astea de metal. Și eu sunt bucuros că în sfârșit am luat un divan. Mai înainte am cumpărat. Iată așa, îl închid și tot. Foarte simplu. Foarte simplu. Îl așezăm din ușor și punem pierile înapoi. Iată așa, ieri m-am chinuit, cum am spus eu. Eu mă